Final de săptămână agitat pentru practicanții artelor marțiale din Giurgiu. Clubul Oyama Kyokushin, coordonat de sensei Gheorghe Chercea, va participa la Cupa României Kyokushin, probele kata și kumite, care va debuta sâmbătă 21 mai la Sibiu. Clubul giurgiuvean se deplasează la această competiție cu 14 sportivi, cu 2 antrenori și cu 2 arbitri. Mai participă pe lângă aceștia și 15 susținători, în general părinți sau rude ce însoțesc sportivii. Din Giurgiu mai fac deplasarea la Sibiu și sportivii clubului Armonia Mișcării, având ca antrenor pe Boldei Mihai, precum și sportivii clubului Nova Force, antrenor fiind Jipa Vasile. La Cupa României Kyokushin și-a anunțat participarea în jur de 190 de sportivi din 20 de cluburi din România, dar și 3 cluburi din Bulgaria.